Vom continua pe aceeași temă. Îl invit în fața dumneavoastră pe un alt artist local, binecunoscut nu numai aici la Mediaș, ci în întreaga țară, Costel Popa, acompaniat de profesor Claudiu Șiron. Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Mă bucur să vă revăd în această zi de sărbătoare, o zi de bucurie, pentru că în această zi cu toții l-au așteptat pe Iisus să vină, căci au auzit că a înviat un om din morți, și anume pe Lazar. Așa că de ce nu și noi ar trebui să-l așteptăm la fel în fiecare zi, cântându-i Hosana. Bine este lăudat cel care vine într-un numele Domnului. Să faci o Iisuse din inima mea, Doamne.
aceste clipe, cred că pe fiecare coleg de-al meu care se află pe scenă, îl ating și îl fac să simtă mai sus de sine. Pentru că aceste cântări nu sunt niște cântări oarecare, priceazna, în adevăratul sens al cuvântului, este o laudă adusă Domnului, prin care astfel și noi, cei de pe scenă, dăruim ceea ce am primit, și anume harul acela de a cânta. Iar prin harul nostru de a cânta, cred că nu doar la petreceri și la alte astfel de evenimente am fost tărăziți să folosim, ci și la astfel de momente ca acesta de astăzi, și anume să lăudăm numele Lui. Și mă bucur că Dumnezeu mi-a dat putere și îmi dă putere de fiecare dată, chiar dacă poate acolo nu se vede, pentru fiecare dintre noi, când suntem aici, avem niște emoții care ne apasă. De aceea câteodată punem ambele mâini pe microfon să nu se vadă cealaltă mână care puțin trepidează. De curând citeam niște gânduri ale unui mare filozof care spunea la un moment dat că dacă ar fi omul, omenirea pusă față în față cu Dumnezeu, ce l-ar întreba Dumnezeu? Ce ar întreba omenirea? Și vă spun ce ar întreba, ceea ce spunea chiar dânsul: ce ai făcut, omule, cu viața ta? Asta vă întreb și eu, asta mă întreb și eu, ce am făcut cu viața noastră? Pentru că, la urma urmei, această viață ne-a fost dată pentru a o trăi în pace, în bucurie, în liniște, în bună înțelegere unii cu alții, iar noi, cred că de multe ori, am cam luat-o pe lângă. Și cred că ar fi bine să ne mai schimbăm, ar fi bine să ne uităm la oricine care trece pe lângă noi, pentru că oricine de lângă noi este aproapele nostru. Pentru cei care se întreabă, când spunea Iisus, iubiți-vă aproapele, aproapele este oricine, nu este doar familia sau neamurile sau prietenii. Bravo. Așa că faceți bine de fiecare dată când puteți face bine, pentru că atunci vă asigur că și Dumnezeu vă va dărui bine. Aveți încredere în Cel de Sus și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Eu mă bucur că pot să fac bine prin cântecul meu pentru cei care îl primesc și mă bucur că de fiecare dată îl primiți cu bucurie. Dumnezeu să-mi dea sănătate ca să pot de fiecare dată să vin în fața dumneavoastră la fel ca și astăzi. Dragii mei, vreau să-i mulțumesc colegului meu care m-a acompaniat, Claudiu Șimon, domnului profesor. De asemenea, îi felicit pe toți cei care s-au ocupat de această organizare și în fiecare an se întâmplă acest lucru. Le doresc putere de muncă tuturor celor din administrația locală. Și de asemenea, mulțumesc și doamnei prezentatoare, doamnei Angela, pentru frumoasele cuvinte pe care le spune de fiecare dată. Și încă ceva m-am de spus. Din nou, astăzi am bucuria de a fi coleg de scenă cu un mare om. Uite, vedeți, încă tremuri. Acest mare om, într-adevăr, în adevăratul sens al cuvântului, este un mare om. Pentru că l-am cunoscut de mult și de fiecare dată mi-a demonstrat că se poate coborî și la acel nivel, și anume nivelul omului simplu. Nivelul acelora care eram noi, eu și colegii mei, cândva, așa nume, tineri interpreți în trale folclorului, de atunci se comporta și vorbea frumos, în continuare are doar vorbe alese și pentru asta eu îi mulțumesc. Și Doamne ajută ca toată lumea, inclusiv eu, să luăm exemplu de la acest mare om, care este Marius Ciprian Pop. Sărbătorul pace, am fost binecuvântat și, cum am mai spus-o,
și o spun de fiecare dată, iubiți-vă unii pe alții atâta timp cât vă aveți și cât Dumnezeu încă ne iubește. Căci atâta timp cât suntem încă aici, El ne raudă și ne iubește, chiar dacă noi suntem așa cum suntem. Întotdeauna ne putem întoarce, trebuie doar să ne dorim. Așadar, iubiți-vă, Costel Popan vă iubește. Luat-o înainte, aveam emoții că îmi strică prezentarea următorului invitat. Interpretul care urmează să evolueze pe scenă în fața dumneavoastră spunea: darurile poporului român și identitatea acestuia reprezintă un adevăr pe care Dumnezeu l-a sădit în acest spațiu Carpato-Danubiano-Pontic, în grădina Maicii Domnului și atunci, indiferent de influențe, adevărul rămâne și persistă. Am onoarea ca în această după-amiază, în cadrul spectacolului Duminica de Florii, în anul centenarului, așa după cum bine știm cu toții, să-l invit în fața dumneavoastră pe Marius Ciprian Pop, unul dintre cei mai discreți soliști de muzică populară. Bine ați venit și mult succes! Alături de Claudiu Șimă. Bună seara, domnule primar, salut mâna doamnelor și domnișoarelor, bună seara, domnilor. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru că mi-a rânduit din nou pașii prin bunăvoința dumneavoastră. Care ce v-ați gândit în frunte cu domnul primar? Măi, dacă nu i-a ieșit prima dată când a venit la noi cântarea, hai să-l mai chemăm o dată. Poate face mai bine. Și cred că de asta m-ați chemat. Sper să mă străduiesc în seara aceasta, că am emoții foarte mari, după ce doamna și implicit colegul meu, Costel, mi-au pus atâtea laude pe umeri. Nu eram eu destul de obosit, vă dați seama să-mi mai duc și pe astea. Că dacă ar fi adevărate, atunci... Bine, acum că am avut o dreptate într-un fel, că îs așa cam supraponderal, știți? Dar numai cam pe acolo, arăt ceva, nu? Și fac eforturi foarte mari să mă ridic la nivelul dumnealor, a celor tineri. Pentru că ei au venit din urma noastră la superlativ, cu foarte multă seriozitate și foarte multă dăruire. Din cauza aceasta, datorită acestui fapt, îi respectăm, îi iubim și îi prețuim pe cei din generația mai tânără decât noi, iar unii dintre ei sunt chiar vârf de lance, cum este și Costel, căruia îi mulțumesc tare frumos și vă rog să-l aplaudați.